12 ianuarie. Oricine înseamnă eu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Trebuie să contemplăm dragostea lui Isus, misiunea și activitatea sa în ceea ce ne privește pe noi ca indivizi. Noi trebuie să spunem că Isus atât de mult m-a iubit, că și-a dat propria viață pentru a mă salva. Tatăl mă iubește, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Partea ce ne revine nouă este a stabili pe ce baze a promis Isus darul vieții veșnice. Eu răspund, pe baza credinței noastre. Darul Fiului prea iubit al lui Dumnezeu face ca promisiunile lui Dumnezeu să fie ale noastre cu siguranță. Cât putem spune, El mă mântuiește? Eu știu că El vrea ca eu să fiu mântuit. În ochii Lui sunt privit ca ceva valoros și de aceea știu că gândurile, cuvintele și faptele mele, toate sunt scrise înaintea Sa. Tot ce este în legătură cu ceea ce a fost răscumpărat prin sângele lui Hristos, este de valoare în ochii lui Dumnezeu. Din cauza prețului plătit pentru răscumpărarea noastră, suntem obligați să ne dăm toată afecțiunea noastră lui Hristos. Trebuie să dăm lui Dumnezeu tot ce avem și dând totul lui Dumnezeu, considerăm o mare pierdere? Nu, pentru că dându-i talanții noștri, noi îi dublăm. Orice dar primit de la Dumnezeu când este întors, primește binecuvântarea sa, ca el să poată avea o influență sporită în activitatea lui Dumnezeu. Oriunde ai fi, trebuie să realizezi că aparții lui Hristos. Darul lui Hristos pentru lume a fost deasupra oricărei estimări și nicio putere nu o poate concura cu Dumnezeu în a face un dar care să ofere și să sufere vreo comparație cu valoarea celei mai mari comori a cerului. Măreția acestui dar a fost de a asigura omului un subiect de mulțumire și laudă, care să dureze peste timpuri și în eternitate. Dând tot ce a avut în Hristos, Dumnezeu pretinde inima, mintea, sufletul și puterea omului. Uitându-ne la comoara pe care Dumnezeu ne-a asigurat-o prin dăruirea totală a lui Hristos, putem exclama: aici este dragostea!